În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, slăvit să fie Domnul! Aș vrea să recitesc versetul care s-a citit și la începutul adunării de astăzi, din Evanghelia zilei de astăzi, din Marcu, capitolul 8. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Și un al doilea text biblic, 2 Samuel, capitolul 11, de la versetul 7 la versetul 14. Urie a venit la David, care l-a întrebat despre starea războiului, despre starea poporului și despre mersul războiului. Apoi David a zis lui Urie, pogoară-te acasă și spală-ți picioarele. Urie a ieșit din casa împărătească și a fost urmat de un dar din partea împăratului. Dar Urie s-a culcat la poarta casei împărătești cu toți slujitorii stăpânului său și nu s-a pogorât la el acasă. Au dat de știre lui David despre aceasta și i-au spus, Urie nu s-a pogorât la el acasă. Și David a zis lui Urie, nu vii tu oare din călătorie? Pentru ce nu te-ai pogorât acasă? Urie a răspuns lui David, Chivotul și Israel și Iuda locuiesc în corturi. Domnul meu Ioab și slujitorii domnului meu sunt tăbărâți în câmp și eu să intru în casă să mănânc și să beau și să mă culc cu nevastă mea? Viu ești tu și viu este sufletul meu că nu voi face lucrul acesta. David a zis lui Urie, mai rămâi și astăzi aici și mâine îți voi da drumul. Și Urie a rămas la Ierusalim în ziua aceea și a doua zi. David l-a poftit să mănânce și să bea cu el și l-a îmbătat. Și seara Urie a ieșit și s-a culcat cu slujitorii stăpânului său, dar nu s-a pogărât acasă. A doua zi dimineața, David a scris o scrisoare lui Ioab și a trimis-o prin Urie. În scrisoarea aceasta era scris, puneți pe Urie în locul cel mai greu al luptei și trageți-vă înapoi de la el ca să fie lovit și să moară. Ioab, împresurând cetatea, a pus pe Urie în locul pe care îl știa apărat de ostaș viteji. Oamenii din cetate au făcut o ieșire și s-au bătut împotriva lui Ioab. Au căzut mulți din popor și din slujitorii lui David și a fost ucis și Urie hetitul. Amin. În urmă cu ceva timp, probabil vă amintiți că fratele Petrică Mureșan a avut un mesaj aici la adunarea noastră și a spus o ilustrație foarte interesantă care mi-am notat-o. Zicea că undeva la o școală toți copiii au primit extemporal la o anumită materie și profesorul a corectat extemporalele și când s-a întors, pe unul dintre aceste extemporale a scris așa, exprimare frumoasă, text cursiv, dar subiectul e greșit. Nota 4. Mi-am notat o întrebare lângă această povestioară, lângă această ilustrație și am scris așa, cum să fac nu doar să trăiesc frumos viața, ci subiectul vieții mele să fie Dumnezeu? Exprimare frumoasă, text cursiv, subiectul greșit. Nota 4. Frați și surori, în fiecare zi dăm și noi examen. În fiecare dintre noi și în viețile fiecăruia dintre noi se dă un examen. Și într-o bună zi se vor corecta extemporalele. Apostolul Pavel, un om care a colindat lumea întreagă și a vestit Evanghelia, a spus așa, mă port aspru cu trupul meu, 1 Corinteni capitolul 9, și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu să fiu lepădat. Vara aceasta m-am bucurat să fiu cu mulți tineri, vreo 120 de tineri la tabăra oastei Domnului de la Șăulia. Și subiectul taberei a fost David, lecții din viața lui David. Și stând cu ei, am învățat despre David, dar mi-a atras atenția acest personaj cu totul special din Vechiul Testament. Urie hetitul. Și am meditat la viața lui și aș vrea să împărtășesc cu frățiile voastre două gânduri în după masa aceasta. Vis-a-vis de această ilustrație,
cum să dai un extemporal în fața lui Dumnezeu? Cum să dau un extemporal în fața lui Dumnezeu? Și la sfârșit, nota să nu fie 4. Urie Hetitul, aș vrea să fie tema mesajului meu, secretele unui mare om al lui Dumnezeu. Puțin scris în Biblie despre el, dar e în lista de ostași grozavi, în lista de eroi ai lui Israel. Uitați-vă în Scriptură, un om care, ai spune, n-a făcut mare lucru, dar el a făcut lucruri extraordinare. Și pe mine cel puțin m-au cercetat și aș vrea să punctez două, pentru că avem oaspeți astăzi și vrem să-i auzim pe ei. Dar aș vrea să privim și la omul acesta lui Dumnezeu, Urie Hetitul. Frați și surori, prima lecție care am văzut-o în viața acestui om, nu știu când, de la început, pe parcurs, spre sfârșitul vieții, dar am învățat un lucru, că oamenii mari lui Dumnezeu, repet, la început, pe parcurs sau la sfârșit, cândva, își înving trecutul. Oamenii mari lui Dumnezeu își înving trecutul. Frați și surori, numele acestui om spune totul despre trecutul lui. Urie Hetitul. El n-a fost un izraelit. El nu s-a născut în poporul sfânt al lui Dumnezeu. El a făcut parte dintr-o seminție a hetiților, se numește, și am studiat puțin într-un dicționar biblic și e o controversă dacă cei din Genesa sunt cei care mai apar pe paginile Scripturii. A existat un regat al hetiților, Het fiind un fiu al lui Canaan, și cumva rădăcina e comună cu evreii, dar nu știm exact pe unde, de unde, din care ramura lor provine acest Urie. Dar sunt niște lucruri interesante care le spune cuvântul lui Dumnezeu despre ei și aș vrea să citim din Genesa capitolul 26 ca să vedem de unde vine omul acesta. Genesa capitolul 26, versetele 34 și 35. Cuvântul lui Dumnezeu spune: la vârsta de 40 de ani, Esau a luat de neveste pe Iudita, fata hetitului Beeri, și pe Basmat, fata hetitului Elon. Ele, spune versetul 35, au fost o pricină de mare amărăciune pentru Isaac și Rebeca. Când auzi că două femei care sunt surori se căsătoresc cu un singur bărbat care mai are neveste, deja ai înțeles totul, nu mai are rost să povestim de unde vine Urie, din ce dezmăț, din ce națiune coborâtă moral, am putea să spunem, nu? Și apoi Genesa capitolul 27, Rebeca spune în versetul 46, Rebeca a zis lui Isaac: m-am scârbit de viață din pricina fetelor lui Het. Dacă Iacov va lua o asemenea nevastă dintre fetele lui Het, dintre fetele țării acesteia, la ce mi mai este bună viața? Mai mult de atâta, nici n-are rost să studiez, să cercetez. De unde a venit omul acesta? Dintr-un popor, dintr-un trib cu care copiii lui Dumnezeu n-ar fi vrut să aibă nicio legătură. Dacă mă întreba o familie de aici, poate și familia mea dacă vreți, și toți cei care avem copii, unde vrea să se căsătorească copiii tăi? Nu între astfel de oameni. La ce mi-e mai bună viața, spune Rebeca, dacă și Iacov se va căsători cu o astfel de femeie? M-am gândit și m-am dus cu gândul la versetul din 1 Petru, capitolul 1, versetul 18, nu cu argint, ci cu aur ați fost răscumpărați. De unde, frați și surori? Din felul deșert de viețuire pe care îl moșteniseți de la părinții voștri. Ce a moștenit Urie? Din poporul lui. Un fel deșert de viețuire. O viață ruptă de Dumnezeu pe toate planurile. Un popor care n-avea nicio treabă cu Dumnezeu. Fraților, eu n-am crezut, fac o paranteză, că în România există oameni care nu știu că există biserică, că există Dumnezeu, că există preoți cu care poți povesti despre Dumnezeu și așa mai departe. Dar am ajuns în penitenciar și vreau să vă spun, n-am întâlnit unul, am întâlnit mai mulți oameni, pentru că acolo sunt tot felul de pături sociale și există o pătură socială și în România. Să știți, e o realitate, nu e o poveste. Oameni care nu fac glume, ei chiar nu știu că există biserică. Oameni crescuți în vârful muntelui, oameni crescuți într-o degradare morală totală. Și m-am șocat să văd astfel de oameni. Ceva de felul acesta, probabil a fost tribul, au fost oamenii dintre care provenea acest Urie. Dar cuvântul lui Dumnezeu
îl prezintă într-o lumină foarte interesantă și din ceea ce spune Biblia despre el, poți să înveți că Urie din Biblie l-a învins pe Urie din țara lui Het. Urie a fost un om care și-a lăsat în spate trecutul. M-am dus cu gândul la Petru cel Mare, țarul Rusiei, am citit undeva ilustrația aceasta și poate am mai spus-o. Cândva a dat un decret și a spus, niciun boier nu mai are voie să-și lovească sluga în așa fel încât să îl rănească, să-i scoată un ochi, să-i rupă o mână, un picior sau să-l omoare. Și la câteva zile după ce a dat decretul acesta, i-a scos un ochi la un slujitor de-a lui. Și după ce a avut ieșirea asta nervoasă, Petru cel Mare, țarul Rusiei, a spus așa, am colonizat națiuni, am învins popoare, dar pe mine însumi nu m-am putut învinge. Știți ce înseamnă numele Urie? E semnul biruinței unui om asupra trecutului lui. Urie nu e un nume hetit. Urie e un nume evreiesc. Și Urie în traducere înseamnă Jehova sau Iahve este bucuria mea. Auziți ce frumos! Dumnezeu e bucuria mea. Când Urie și-a luat numele acesta, mai mult ca sigur în ziua convertirii lui la iudaism, mai mult ca sigur în ziua în care a lăsat tribul lui Het în spate și a devenit un copil al lui Israel, Urie a spus, n-am nimic să zic mai frumos decât Dumnezeu e bucuria mea și asta vreau să fie numele meu. Și asta înseamnă Urie. Frate și surori, m-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu și am învățat că oamenii mari lui Dumnezeu își înving trecutul. E primul mare secret acestui om. E marele secret ca pe extemporalul vieții mele să nu scrie nota 4 Dumnezeu. Nu știu dacă l-am învins încă, nu știu dacă urmează să-l înving mâine sau poimâine, nu știu care dimensiune ale trecutului meu, încă nu le-am învins, dar Dumnezeu așteaptă să înving trecutul ca să fiu un mare om al lui. M-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu care l-am citit din 2 Samuel și am văzut că Urie a reușit să învingă plăcerea. Uitați-vă ce spun versetele 8 la 9, se întoarce Urie, nu vreau să mai citesc contextul, știm contextul, împăratul David într-un moment de slăbiciune, într-un moment de cădere în viața lui, îi ia nevasta acestui om, și încearcă să mușamalizeze totul și asta e toată povestea, dar n-aș vrea să ne uităm la David și la păcatul lui, aș vrea să ne uităm la acest Urie. Versetele 8 la 9 spun cuvântul Dumnezeu că David a zis lui Urie, pogoară-te acasă, spală-ți picioarele, după ce vine de pe front. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune, Urie a ieșit din casa împărătească și deși era urmat de un dar din partea împăratului, știu ce era darul ăsta, probabil multă băutură, probabil multă mâncare, probabil ceva special, că împăratul nu poate da orice. Era un dar al împăratului. Cuvântul Dumnezeu spune, Urie s-a culcat la poarta casei împărătești cu toți slujitorii stăpânului său și nu s-a pogorât acasă. Bucuria de a ajunge acasă, plăcerea, dați-mi voie să spun, a unui bărbat de război de a ajunge acasă. Nu pot să cred că n-a simțit omul acesta. Nu pot să cred că n-ar fi avut plăcerea să se întoarcă acasă în seara aceea. Dar Urie era un om care și-a învins trecutul. Urie a fost un om care a putut să spună nu plăcerii. Apoi m-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu și am văzut că Urie a fost un om care a putut să spună nu lipsei de control. Când David face toate mașinațiile astea și nici cum nu iese, spune versetele 12 și 13, David a zis lui Urie, mai rămâi și astăzi aici și mâine îți voi da drumul. Și Urie a rămas la Ierusalim în ziua aceea și a doua zi. Și versetul 13 spune, David l-a poftit să mănânce și să bea cu el și a auzit ce face marele om al lui Dumnezeu David în căderea lui, zice, l-a îmbătat. Și seara Urie a ieșit. Unde s-a dus frașii surori? Acasă? Zice că s-a culcat tot cu slugile împăratului. Sub influența alcoolului, omul acesta își păstra verticalitatea, incredibil. A fost o cădere și în viața lui. Marele om al lui Dumnezeu, în căderea lui, l-a tras și pe omul acesta, cărui nume spune așa frumos, bucuria mea este Jehova sau Iahve. Dar nu l-a părăsit lipsa autocontrolului, ca și în căderea aceasta. În al treilea rând, mă uit la omul acesta și văd că am vins duplicitatea, frați și surori.
Și versetele 14 la 17 spun că oamenii din cetate au făcut o spărtură și doar parafrazez și în ambuscada aia care s-a întâmplat a fost omorât și Urie, omul lui Dumnezeu. Știți după ce? După ce omul acesta primește sentința de condamnare la moartea lui și o duce într-un plic pe front. Omul ăsta a fost atât de sincer, omul acesta a fost atât de vertical, încât nici o clipă nu și-a pus problema să deschidă plicul acela, să vadă ce-i scris acolo. Deși era sentința lui la moarte. Nu duplicității, un om integru pe toate planurile. Și în al patrulea rând, un om care a spus nu infidelității. Două fete ale lui Het se mărită cu Esau. Incredibil, ce decadență morală. Dar omul acesta, când vine Nathan la David și povestește păcatul lui, omul acesta e descris în cuvinte extraordinare de Nathan și auziți ce spune versetul 5 din capitolul 12. Versetul 3. Săracul n-avea nimic decât o mielușa pe care o cumpărase. Și știți povestea, n-aș vrea să o repet. Un om fidel unei singure femei. Ceva anormal probabil în țara lui Het. Dar asta a însemnat Jehova, e iubirea mea, e bucuria mea, e totul pentru mine. Omul acesta s-a mulat pe caracterul lui Dumnezeu și l-a întrupat în viața lui. Vreau să închei acest prim gând și să zic, Dumnezeu să ne ajute să fim oameni mari al lui Dumnezeu, frați și surori. Nu oameni mici. Și Urie Hetitul, omul acesta într-o pagină din Biblie, îmi spune mie, ne spune nouă tuturor, vei fi un mare om al lui Dumnezeu dacă îți vei învinge trecutul. Poate au trecut 5 ani de la legământ, poate au trecut 10 ani, poate au trecut 20, 30, 50 de ani și mai am de învins trecutul din viața mea. Mai am de învins ceva rădăcini care încă sunt acolo. Învinge-le, spune omul acesta. Se poate. Dumnezeu să ne ajute. Păi și surori, fac o scurtă paranteză și vreau să vă spun, când fratele Horea ne-a spus la Chiuiești, 4 ani înainte să mă căsătoresc, l-am cinstit pe Dumnezeu și apoi m-am căsătorit. A fost pentru mine un lucru extraordinar. Vineri seara, pentru cei care ați fost, și am spus slăvit să fie Domnul că există astfel de oameni, cu greșeli, cu păcate, condamnabili. Dar oameni care pot să spună în domeniul acesta din viața mea, în altele poate nu, dar aici Dumnezeu a învins, slavă Lui. Și a doua lecție care o văd în viața acestui om, Urie Hetitul, oamenii mari al lui Dumnezeu, frați și surori, slujesc cu pasiune și devotament. Asta înseamnă să fii om mare al lui Dumnezeu. Să slujești pe Dumnezeu cu pasiune și cu devotament. Frate și surori, mă uit la omul acesta mare al lui Dumnezeu și văd că oamenii mari al lui Dumnezeu, ca și Urie, pot fi oriunde cu trupul, dar cu sufletul ei sunt acolo unde este Domnul. Cu trupul pot fi oriunde, dar cu sufletul ei sunt acolo unde este Domnul. Omul acesta lui Dumnezeu a fost chemat de pe front, de împăratul lui Israel, de David, ca să mușamalizeze un păcat sau ca să fie mușamalizat un păcat. El habar n-avea ce se întâmplă. El nu știa de ce vine de pe front, de ce e chemat acasă, de ce nu rămâne acolo cu ceilalți să lupte în numele Domnului oștirilor. El nu înțelegea. Dar, frați și surori, vreau să vă spun versetele 8 la 9, aș vrea să le recitim. Sufletul lui era pe front. Cu trupul era lângă casa împăratului, dar cu sufletul era pe front. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Apoi David a zis lui Urie, pogoară-te acasă, spală-ți picioarele. Dar Urie a ieșit din casa împărătească și deși era urmat de un dar din partea împăratului, s-a culcat cu slujitorii la casa împăratului. Pentru că inima lui era pe front. Și o să vedem imediat de ce. Deși am citit versetele, aș vrea să reluăm puțin mai încolo. Nu știu de ce, când am citit versetul acesta și când m-am uitat la această lecție din viața lui David, m-am dus la 1 Corinteni 7 și aș vrea să citim împreună un text greu, frați și surori. Un text foarte greu. Nu știu cât am meditat la el și nu vreau să întreb cât l-am pus în aplicare. Mi-e greu să mă întreb pe mine lucrul acesta. Dar aș vrea să medităm pentru că tot din cuvântul lui Dumnezeu trebuie citit, trebuie studiat.
1 Corinteni, capitolul 7, Apostolul Pavel zice așa, versetele 29 la 31, auziți ce spune Biblia. Iată ce vreau să spun, fraților. De acum vremea s-a scurtat. Vine Domnul, asta vreau să spun Apostolul Pavel. Spun lucrul acesta, și auziți, pentru ca cei ce au neveste să fie ca și cum n-ar avea. 2. Cei ce plâng ca și cum n-ar plânge. 3. Cei ce se bucură ca și cum nu s-ar bucura. 4. Cei ce cumpără ca și cum n-ar stăpâni. 5. Cei ce se folosesc de lumea aceasta ca și cum nu s-ar folosi de ea, căci chipul lumea acesteia trece. Nu știu de ce, frați și surori, dar versetele astea le-am văzut în omul acesta lui Dumnezeu, în Urie. Dumnezeu e bucuria mea, spune numele acesta. Parcă toate 5 le-am văzut în omul acesta. Și m-am dus cu gândul acest test din Corinteni, aș vrea să reflectăm asupra lui foarte scurt și apoi să închei. Cei ce au neveste, vă place surorilor? Nici nouă la sos nu ne place. Cum să vă placă dumneavoastră? Cei ce au neveste să fie ca și cum n-ar avea. Dar și reversul e valabil. Cele ce au soți să fie ca și cum n-ar avea. N-aș vrea să tâlcuiesc, aș vrea doar să ne gândim ce înseamnă să fim mare om al lui Dumnezeu. Cei ce plâng ca și cum n-ar plânge. Dar mă doare, dar sufăr, am o suferință în viața mea. Nu, nu, Evanghelia să fie suferința ta. Parcă l-aud pe Apostolul Pavel spunând. 3. Cei ce se bucură ca și cum nu s-ar bucura. Urie, în seara asta te-ai putea bucura și tu de o masă bună și te întorci pe front după aia. Nu. Nu, eu mă bucur de chivotul lui Dumnezeu. Parcă l-aud pe Urie. 4. Frați și surori, cei ce cumpără. Și aș vrea să fac o paranteză lungă și aș vrea să ne gândim ce am cumpărat anul ăsta. Și aș vrea să ne gândim ce am cumpărat în ultimii 5 ani. Și aș vrea să ne gândim ce am cumpărat în ultimii 25 de ani. Sau câți ani avem. Cei ce cumpără ca și cum n-ar stăpâni. Nu e a ta mașina, spune Dumnezeu. Nu e a ta casa, spune Dumnezeu. Nu s-a tale nici hainele de pe tine, spune Dumnezeu. Dacă vrei să fii un mare om al meu. Și 5. Cei ce se folosesc de lumea aceasta. Și vreau să fac și aici o paranteză. Poate în postul bun în care Dumnezeu te-a dus la servici. Poate în afacerea bună care Dumnezeu te-a ajutat să o începi. Poate în funcția aia importantă, nu știu ce instituție, a orașului sau a țării, sau poate a Uniunii Europene sau nu știu cui, acolo unde te-a dus Dumnezeu, ține minte, tu trebuie să fii mare om al lui Dumnezeu. Te folosești de lumea aceasta, dar să fii ca și cum nu te-ai folosi. Ce faci tu cu influența care o ai acolo, Mihai, spune Dumnezeu? Ce faci tu cu influența care o ai prin afacerea ta? Ce faci tu cu influența care o ai prin funcția care o deții? Trebuie să vizezi slava lui Dumnezeu. În tabăra aceasta de la Șeulia, un frate ne-a spus un lucru foarte interesant care nu l-am știut. Poate e scris în istorie. Frații mai în vârstă, poate știu mai bine, prin anii 50 spre 59, când frații au fost arestați. Cred că fratele Popa Petru de la Săucani, dar n-aș vrea să greșesc, eu așa țin minte, dânsul n-a fost arestat. Și ani de zile a mărturisit dânsul sau altcineva, nu mai știu, a dormit undeva pe jos, pe niște lepedeau, pe ceva, ca să fie alături de frații din închisoare. Urie, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu s-a dus acasă. A stat la casa împăratului, pentru că inima lui era pe front. Și frați și surori, despre oamenii mari lui Dumnezeu, ne uităm la Urie Hetitul și ultimul punct care vreau să zic. Învățăm că se grăbesc acolo unde este sufletul să fie cât mai repede și trupul. Matei capitolul 6, versetul 22 spune, unde este comoara voastră, ce va fi acolo, frați și surori? Va fi inima voastră. Dacă comoara ta-s banii, poți să stai la adunare 10 ceasuri. Inima ți-e acolo și tot ce ești, ești acolo. Dacă comoara mea e mașina care am uitat-o cu avariile puse în centrul Clujului și, nu știu, mă tot gândesc, o lovești un autobuz sau nu, inima e acolo, eu pot să stau în adunare, eu nu sunt aici.
Urie hetitul cu trupul era acasă, dar cuvântul lui Dumnezeu spune că Uria răspunsul lui David, versetul 11, chivotul lui Israel și Iuda locuiesc în corturi, domnul meu Ioab și slujitorii domnului meu sunt tăbărâți în câmp și eu să mă duc acasă? Nu pot, inima mea e acolo. Frați și surori, aș vrea să închei și să zic așa, secretele unui mare om al lui Dumnezeu. Oamenii mari al lui Dumnezeu își înving trecutul. Dar în al doilea rând, și ca consecință acestui fapt, oamenii mari al lui Dumnezeu, cel puțin așa mă învață acest om al cărui nume așa de frumos spune, bucuria mea este Iahve sau Jehova. În al doilea rând, oamenii aceștia slujesc cu pasiune și cu devotament. Sunt eu un om mare al lui Dumnezeu? Pot să spun Jehova e bucuria mea sau Iahve e bucuria mea? Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.